cum ai ajuns tu să trăiești în canal, la propriu? Ah, păi la vârsta de 15 ani am intrat într-o relație, am puține emoții dacă mă vorbesc puțin, am intrat într-o relație cu un om mai mare cu 9 ani ca mine. La 16 ani deja am născut, am rămas însărcinată foarte, foarte repede. Și voi ați locuit de la bun început acolo sau v-ați mutat ulterior? Nu. Mama nu a fost de acord cu relația noastră. Ne-am mutat într-un apartament. Am stat acolo extrem de puțin pentru că el începuse să își rea anturajul, să zic așa, prietenii care locuiau în zona respectivă, mai exact la canal. Am început să stăm acolo din ce în ce mai mult. Era vară, din câte mi-aduc aminte, stăteam afară, era iarbă verde, tot bine și frumos. Iar chiria, cum se plătea singură, într-un fel sau altul... O plăteați cumva degeaba. O plăteam degeaba și oarecum mă și obișnuisem acolo, pentru că fiind în fiecare zi acolo, ca să ne înțelegem, nu a fost genul ăla de canal, cum stau, nu vreau să sune rău. Oamenii străzi. Exact. Era foarte spațios acolo, amenajat, într-adevăr, în primele 2-3 luni nu a fost. Dar după am modificat, pusesem gresie, faianță, LCD-uri... Dar vorbim de un canal propriu-zis de pe stradă? Da, era un canal de pe stradă, am mai stat acolo în trecut. Mulți au acuzat familia că nu a făcut nimic să o ajute, însă ea a fost cea care nu își dorea sprijinul apropiaților. Putea să vină și cu poliția și cu mascații și cu... Nu m-ar fi luat de acolo, dacă mă lua și fugeam înapoi. Iar mă lua, iar fugeam și tot așa. Dacă la început totul a fost roz, pe parcurs, tânăra tiktokeriță a îndurat fapte de nedescris. Cum te manipula? Da, sunt sute la mie că m-a manipulat, dar atunci nu puteam să văd chestia asta. Acum sunt sigură că m-a manipulat. Pentru că el nu mă ținea de o parte de familia mea, de parte de ai mei, cu forța. Adică mă lua prin fel și fel de chestii, prin iubire, prin dragoste. Dacă voiam să mă despart, el țin minte că am vrut să mă despart la puțin timp după ce noi ne-am luat de el și el a spus că fără mine nu vede viața, că se omoară. Să stai lângă un narcisist sau narcisistă care te manipulează sentimental e cel mai grav, din punctul meu de vedere. Eram bătută, eram... Și nu vreau să dramatizez prin chestiile astea. Cu toată bătaia pe care o primeam, să zic așa, nu era la ordinea zilei, dar totuși se întâmplă des. Și se întâmplă la multe persoane chestia asta, din păcate. Lasă că e al meu, lasă că poate și revine, lasă că... De fiecare dată când dădea mine după ce le-a spus că îi pare rău, că nu se mai întâmple, că a greșit, că mă iubește enorm și mă făceam, mă manipula. Și revenim, exact, revenim exact. La manipularea. S-au întâmplat lucruri destul de grave și când eram gravidă și când după ce am născut, adică viața mea era într-un continuu și stres. Și în timp ce erai gravidă ai fost agresată? Da. Eu nu știu cum de am născut, nu știu cum de n-am avut probleme. Adică țin minte, erau niște paleți din lemn și nu știu ce am zis eu atunci sau ce s-a întâmplat, că efectiv m-a luat de spate și de picioare sus și m-a aruncat cu purta mea. Eu nu știu cum de am reușit să nasc în siguranță. Dumnezeu a fost lângă noi. Dar ai spus că ai născut, copilul a fost ok. Da, 380, 54 de centimetri, nota 10 la naștere. Ai mei se gândeau să, în caz de sunt sunați, să mă îngroape, pentru că atât de rău eram extrem de... Eu oricum sunt slăbuță de felul meu, dar atunci aveam 44 de kilograme. După ani în care a trăit cel mai negru coșmar, în care a plecat și s-a întors la el, într-o zi a avut puterea să fugă de lângă cel pe care credea că îl iubește. În momentul în care am pus piciorul afară din apartament, am simțit că mi se... Simțeam ca în spaghete, nu picioare, nu mai puteam să calc. Efectiv, aveam impresia într-una că e în spatele meu și că mă prinde. Am reușit să ies în fața blocului, am intrat în taxiu și în momentul în care am intrat în taxiu, doar am anunțat-o pe sora mea, vezi că am plecat, vin spre tine, mi-am dat adresa, am spus-o taximetristului și am scos cartela din telefon și atunci am rupt-o cu toată lumea, cu tot anturajul, am scos tot ce aveam la prieteni, am închis Facebook-uri, tot ce aveam atunci. El a tot încercat vreo 6 luni de zile să mă găsească înapoi, să dea de mine. A încercat prima dată că vorbeam, țineam legătura pe telefonul ăsta, chiar și am ținut, cred că în jur la vreo săptămână și ceva legătura cu el. Prima dată m-a luat cu frumosul, a văzut că nu merge așa, a început să mă amenințe, a văzut că nu merge nici așa, a început să se amenințe pe el, că se omoare, că se sinucide, că lasă scrisoare, că din cauza mea, că eu sunt vinovată, că toate cele. Și a văzut că nu merge nici așa, într-un final s-a lăsat la mâna lui, cum e o vorbă, și a luat gândul de la treaba asta, s-a băgat într-o relație după vreo 6 luni de zile și la, nu știu, aproximativ 2-3 luni după, a căzut la închisoare, unde e și în prezent. Ai mers după tot ce s-a întâmplat, ai încercat să mergi la un psiholog, să ceri ajutor? Nu. Sau ai simțit că nu e nevoie?
am simțit că nu e nevoie, mă simt suficient de puternică, suficient de normal, întreagă la minte, adică nu. Singura traumă a fost, să zic așa, cred că preț de vreo 2 ani de zile, aveam impresia că îl văd peste tot, pe stradă. Că ești urmărită? Da, asta, ăsta e cuvântul. Dar după vreo 2 ani de zile am început să mă obișnuiesc. Dumnezeu mi-a trimis cel mai frumos om de pe planeta asta, în primul rând pentru mine și doi la mână sufletește. Cred că mi-a trimis exact omul de care eu aveam nevoie și cu el am reușit să duc la bun sfârșit niște vise și niște dorințe pe care eu le-am avut din copilărie, iar cu el le-am îndeplinit în 2 ani de zile de relație. Noi stăteam unul lângă altul, adică gen el stă foarte aproape de mama mea, în prezent unde stăm acum în apartament. Și îmi tot scria continuu să ne vedem, niciodată nu voiam să-l iau în serios, până când într-un final ne-am întâlnit în semafor. Întâmplător, da, ne-am întâlnit la semafor, mă rog, a trecut treaba asta, ne-am întâlnit iar a doua oară, tot întâmplător, cred că la jumătate de an, un an, distanță, ceva de genul. Și după, într-un final, i-am răspuns la mesaj. Am ieșit afară, am început să ne vedem, să vorbim vreo 2 săptămâni și ceva, 3 dacă nu mă înșel, și așa ne-am luat. Am avut un coif în cap, care arăta super mișto în momentul în care l-am făcut, și rochia, probabil, că li s-a părut lor într-un fel, dar mi-am făcut minta pentru mine. Pe mine m-a atras extrem de mult rochia și oricum nu merg pe premiza de a face nuntă și de a plăti extrem de mult pe o rochie pe care apoi urmează să o bag sub pat sau să o vând la nici jumătate de preț. Adică nu văd rost în toată treaba asta, cu niște sume de alea extrem de mari, foarte, foarte mari. Mie mi-a plăcut extrem de mult rochia, coafiura, ce trebuie, nu mi-a plăcut după. Dar în momentul în care am făcut-o, chiar a fost mișto. Eu am vizualizat-o, a fost superbă, după am fost la fântâni să facem poze, mi-a picat foarte multă apă în cap de la fântână, s-a mai lăsat și culoarea. Culoarea a fost un dezastru total, dar majoritatea miresticilor o gafăm înainte de nuntă. Ori ne tundem scurt, ori culoarea, la mine au fost mai multe. Vă gândiți să vă măriți familia? Da, 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 cel puțin 2. Nu credeam că o să am povestea pe care o visam.